întâmplare, acum vreo câțiva ani în urmă, din întâmplare, acolo cu ani în urmă, a fost niște urme, adică în piatră, așa. E, au fost interpretate că una e piciorul lui Dumnezeu, alta a fost o copită și una a fost așa rotund, bastonul lui Dumnezeu, se spune. Crașovenii, când în 40 sau 39 sau când am plecat prima dată aici spre Pro, că urmele astea sunt vorba. Acum au distrus, au rupt piatra aia, aia copita, probabil a vrut pe diavolul să-l scoată, aia urma care e piciorul lui Dumnezeu și aia bastonul se mai vede. Noi, adică, noi când mergeam la pecetea lui Solomon, am urcat totdeauna pe aici, așa în sus, ca zi... dar acum am spus că ca să trecem la Orhideea aia jos, coborâm și după aia urcăm din apășire. Am fotografiat una când ea, adică se vede copacul până jos, trunc. Acum nu se mai vede. Acum sunt crescut în jurul lui pom din astea 4-5 metri, nu mai vezi nimic decât vârful, că jos e tot crescut. Da. Ar trebui curățat aia. Ar trebui curățat.